Am luat toale, n-auzi, wow! Alulie! Dă-mă-n-o! Dă-mă-n-o! Căde-mă! Dă-mă-n-o! Uai-mă! Căde-mă! Cara! Cai, mă, cai, mă, cai, 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 cai! Ia pe Ana, ia pe la drum! Ia pe ea! Ana la drum, mă! Hei, băgai! Da. Trebuie să-ți placă, să ai sânge, să știi. Nu știu, e greu. Vorba e greu, se lasă greu. Asta e, ce să faci. Călătoale, cai, cai. Călătoale, n-auzi. Alu, Ioane. Călătoale, n-auzi, wow. Alu, Lie. Tătă, wow. Wow. Stai cu mine.
Mădălin, tu acum pregătești măgarii că o să mergem să noptăm în alt munte. Da, da. Și ce pui pe ei? Mâncare pentru 2-3 zile, lemne, cât să ne ajungă pentru... să putem rezista. 2-3 zile. Apoi ne întoarcem înapoi. Da, pui mai pe măgarii ăștia sau îi tot pui prin rotație? Nu, ăștia, vin și prin rotație, nu contează. Ăștia-s mai cuminți, ăștia... Ăștia-s mai ascultători și stau și pe între oi, poate. Ăștia, știu, ar mai cuminte, iar mai necăjit. Pe ei, poate... Să știi că așa e și... Dacă-s mai cuminți, noi la ei venim în continuu. Dacă ai nevoie să pui mâna pe el, pui pe ei. Da, da, și cred că ai și grijă de ei. Da, avem, de toate avem. Ăștia-s mai cuminți, măgare noștri, de când ăștia ne-au crescut în spate, ăștia, noi cu ăștia am crescut. Așa de bătrâni sunt? Da, ăsta e mai mare ca mine. Pe bune? Da, da. Cât are? Păi nu știu, l-am prins făcut, nu știu, eu știu, mai are, cred că cu vreo 2-3 ani mai mare ca mine, eu știu, are la 26-27 de ani. Și ce bine să menții, și ce bine arată. Asta e măgarul, știe Banatul, știe toată Oltenia. Deci el poartă măgarii. Da, el. Și turma. El. Toți măgarii se țin de el. Ai un nume la el? Mărin. Mărin? Mărin. Toți ciobanii au același nume la măgar. Nu știu de ce cu numele ăsta, la toți ciobanii numele ăsta, Mărin, la măgare. Deși nu știu de ce. Uite. Mărin cu Ion. Calulie. Ai mai mulți cai? Sau și măgăreți ai? Măgărețe n-am decât două. Și două măgărețe și când 9 măgări. Măgarii sunt mai rezistenți sau? Da, sunt mai tari, mai... și mai cuminți, știu. Și din Mărin, n-ai niciun pui? Da, nu. E castrat? Da, da, da. Toți, n-am decât un pui de 2 ani care i-ar măsa, sunt castrați toți. Poate ar fi și o bătaie de cap să ai măgărițe, da, cu pui. Da, că e foarte mare bătaie de cap cu ei, că măgărețele alea sunt foarte... Când îi vine de pui, fac pe ale dracu, sunt foarte... Purcate. Deci te încurcă, te-ar încurca? Da, te încurcă rău. Și alea care le avem ne încurcă până la Dumnezeu. Deci... Ce să facem? Stânga prea mare pentru el. Mai scurtăm un pic. Să fim siguri când plecăm la drum. Unde ne aflăm noi acum? În muntele Bulzu, munții Retezate. Muntele Bulzu, ce frumos nume. Frumos. Cam câte kilograme pui pe ei? Acum nu pui multe. Acum nu, puțin, dar la drum lung în jur de 60, 70, 80, cam aici. Și se adună. Nu poți să pui mult, că el duce, dui, pui 100 și, da. Îl omor, ce face? La drum lung nu rezist. Poate că reziste. Nu vrem să ne bate în joc. Așa, să spargem niște lemne, să punem pe ei și ne pornim la drum. Da. Lemnile-s numai pentru foc ca să-ți faci mâncare sau să și ai un pic de foc noaptea? Nu, mâncare, atât ne uscăm și în caz că ne prinde ploaia, ne uscăm mâncare și atât. Noaptea nu poți să stai aici cu foc. Nu ne permite să aducem lemne cu atâta drum, cu măgare, cu cai. Deci departe și de pădure? Departe și 5 km. Și aduci după cai, după alea nu.
Deci lemnele trebuie să le așez cum trebuie, nu le pui în masă cheie pusă. Păi trebuie că nu închep. Apoi nu închep și îl deranjează și pe măgar. Păi da, trebuie să vine bine pe măgar, pe spatele măgar, să stea bine. Se rup. Rup de sage cu ele. Pică. Ne dau de lucru. Vorba aia, pui ca pe măgar. Foarte bine ai spus acum. Cum îi spune la muntele unde mergem acum? Scărița. Muntele vecine aici, Scărița. Pe unde mergem? Mergem pe vârfuri? Pe vârfuri. Trecem dunga, trecem vârful și ne dăm drumul în Zănoagă. Acolo dormim și... Și acolo se întind ele și pasc? Da, da, da. Dăm sare la oi, mănâncă pe acolo, noi facem. Noi ne vedem de treaba noastră, ele de ale lor. Ți s-a întâmplat să scadă măgarii, așa, cu încărcături? Da, 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 uite, pe aici, pe sus au căzut, doi măgari. Și acolo au căzut până jos. Și ăsta au căzut de... S-a șoldit, acum revine, câteodată merge șchiop de un picior, câteodată. Și ăsta au căzut, toți. Pe munți ăștia, câte da, năpați. Dar nu, pățin nimic, că nu a murit. Ai avut noroc. Nu, anul trecut mi-a murit un acolo. O măgăreață mare și tânără și... Avea și pui în burtă, a murit. Au căzut pe acolo, nu s-au mai oprit, cine știe. Ei știu cum au făcut. Ia atenționez că e plecarea, e de plecat? Da, 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 câinii deja după ui, nu mă, ăștia. Văd că-s toți după ui, mai rămas ăștia doi. De obicei câinii văd măgari încărcați și știu unde, când e de plecat și... Când... Nu cred că o să ploaie, uite, pe ceață de asta nu plouă. Nu plouă, nu. Nu, și adie vântul, că de ceață nu prea plouă. Cale drum, cale drum, cale drum. Cale drum. Dumnezeu! Ui, mă! Câine-mă! Dumnezeu! Câine-mă! Uau! Ui, mă! Dumnezeu! Cara! Câine-mă! Trecând de fiecare dată pe un drum măgarul și că de fiecare dată când trece pe un drum el ține minte. El ține minte mai bine ca om.
300 măcar. Mădălin, acum ce faci? Punem sarea. Punem sarea și le dăm de seară. Sare. Pui tă pe Ion? Tot sau pe Ion. Altul? Tot pe Ion, tot. Păi oh. N-are greu atât, dar n-are nimic. N-are numai haine. Hainele și ceva mâncare. N-are nimic. Au avut timp. Să stea și degeaba destul. Văd că ai anumite locuri, că uite, n-ai coborât sarea până jos. N-are jos să coborâ. Până aici o aducem cu mașina, cu ce putem și noi de aici. O dăm la ui, pe unde putem. În spatele tău e un peisaj mirific de poveste. Veniți mai des pe la noi. Cum? Veniți mai des pe aici. Să ne dea Dumnezeu sănătate cum mai venim. Foarte frumos. E rău că-s munți ăștia de piatră, așa-i? Mai mult, e multă piatră la voi aici. Da, da, iarba mai bună pe aici, față de unde e mai poleșnic, așa e foarte mai bună iarba. Ho, ho, Ioane, ho, ho! Ioane, ho! Îrdui să ce n-ai băi făcut. Ho, Ioane, ho! Aluli, ho! Câte kilograme le dai? Un sac, 25 de kilograme. Depinde. Le dau mai puține și mai des. Să nu rămână de ele. Da, azi, joi le dau, astăzi le mai dau. Poate le dau și sâmbătă. Văd, depinde cum se satură ele astăzi. Dacă se satură, le dau luni, dacă nu, le dau și sâmbătă. Văd că întotdeauna verifici, ca să fii sigur că... Da, da, da. Să nu fie mai greu într-o parte, că pică și întotdeauna cei mai grei în față. Deci desajii care-s mai grei îi pui în față. Da. Așa. Să fie cât de cât acolo, ca să nu pice. Ce să vede? Păi ne dă de lucru să punem iar pe ea. Cala oi, cai, cai! Calo lia! Calo marinie! Ia, pui ia! Ia, magari! Cato, cai! Cai, mă, cai, mă, cai, 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 cai! Ia pe Ana, ia pe la drum! Ia pe ia! Ana la drum, mă! Hei, magari! Cala oi, cai, cai! Calo marinie! Ha ha ha!
În spate puteți să vedeți un petic foarte mare de zăpadă. Suntem în luna august și încă nu s-a topit toată zăpada de pe munți. Mai sunt câțiva pui de zăpadă. Priviți ce frumoasă turmă de lei. Madalin, după cum am văzut, am urcat drept în sus și aici ai făcut un tic în dreapta, cum am urcat. De ce n-ai mers drept în sus cu ele, să ieși direct pe platou? Le așteptam să se adune toate, să iese sus și apoi le facem fruntea și merg și ele coardă, se dau frumos, ca așa. Să meargă în șir în dia nu-i bine, să meargă în șireate nu-i bine. Se adună și ele toate, vin și șchioapele de pe urmă și toate. Mai încetinești fruntea, să nu meargă da, așa tare. Da, și ăsta e secretul, nu trebuie să meargă nebune. Trebuie să mergi înaintea lor, să meargă ușor, să mănânce, nu trebuie să alergi. Nu trebuie ținută nici grămadă, dar nici înșirată în șir indian. Trebuie, noi coardele, zicem, să fie prăștiate, să fie, meargă ușor. Și apoi să fac ele singure, așa-i? Da, se sau să dau după tine? Singure. Cum? Să dau după tine sau? Nu. Mă dau eu după ele. Se formează singure, merg. Le mai potrivești de acolo, de acolo. Haide, ha! Și cățel abia are un an. Alina! Aici suntem tocmai pe vârf, pe platou.
Aici să faci iarbă. Nu, să faci abia la 1 iulie și ține un pic, luna asta lui iulie și o mănâncă, depinde câte oi sunt. Acum o terminat, sunt multe oi și deja, uite, dau semne că s-o terminat deja, nu mai este. O scot rădăcinele, scot o scot tot. Cu tăcul rădăcinoile. Da. Și e gata. Deci, ăsta e semnul că... Că gata, se termine. De acum încolo ne uităm să luăm la vale. Deja pe vârf nu mai vreau ce mânca. Mai ies așa la când, în câte o zi când e cald. Nu mai. Uite acolo, mișcă. Iau! Ce? Da. Nu uita atunci că nu bagă. Am văzut unde e. A fost curățat. Ce probleme are? Nu știu, s-a umflat unde e. Te caută draci aici. Infecții, fac infecții sub unghi. Mă duc înainte la cheie acolo. Da, de acolo o să fac la vale. Și ei până la carne? Da, tot ce e rău, tot ce... Tot ce e rău, ce văd eu că e rău, că nu mai e bun. Trebuie curățat, făcut tot bine, curățat. Ai scos cală mai înainte, zis? Da, da, da. La oaia dinainte.
câine de aici! Fel și fel de microb, de bol, de nu știm nici noi ce naiba mai au. Nu și aici la munte. Nu doar la munte, peste tot. Oile astea scap de una, dar de alta. Nu e șchiopul, e capială, e toate bolele. Ba de pulpă, ba de capiat, ba de șchiop, fel și fel de. De pulpă care aia? Răsfulg. Răsfulg de negru, de alb, nu știu ce. Are cum să se pietrește pulpele, ele se negrește, le pică pulpa. Aia e cea mai periculoasă. De șchiop le tratezi, le faci. Aia de pulpă e cea mai periculoasă. De pulpă e tot una cu același microb, dacă nu se bolnăvește de pulpă, se orbește, se pune ceață în ochi. Și cade pulpa? Da, da. Nu mai suge nici mielul, cade pulpa, moare și ea. Multe rezistă, multe nu rezistă. Aici facem și pe doctorul și pe de tot. Să facem cu el. Bine. Caladrum, că-i îți place pe ceață? Nu îmi place deloc. Cea mai urâtă vreme, asta este. Mai bine să plouă, să ningă decât ceață. Orice, numai ceață nu. Nu se văd oile, nu se vede nimic. Poate să apară oricând lupul, cum zici tu. Oricând poate să apară lupul, pe orice margine, nu se vede nimic, nu știi. Dacă nu sunt câinii, nu... N-ai de unde să știi. Ceața asta e periculoasă. Cea mai urâtă vreme asta e, când e ceață. Se pot arunca și ele în ceva... Da, da, nu. Păstii, nu? Nu, nu, că ele simt, ele știu. Nu? Ele cunosc terenul. Mai rău de lup, de lupi cel mai rău și riscul mare să se rupă ele, să se împartă. Nu știi, nu le vezi. Acum a scârduit, e bine, ia că e toamna, dar cu primăvara e foarte rău. Când se cârduie un pic. Ai pățit așa? Când a fost ceață de venit lupul? Am pățit de nenumărate ori. Și să se rupă ele, au dormit câte o noapte singure, vai așa mare. Și n-ai știut că s-a rupt? Ba, am știut, dar nu le-am găsit până a doua zi. Pe ceață degeaba le-i cauz, nu știi. Nu știi de ele. La oile ăștia pați, nenumărate întâmplări. Nu știu nici cum. Aici să fii tare de înger, de iniu, să poți să reziști. Trebuie să-ți placă treaba asta ca să stai aici. Da. Trebuie să-ți placă tare. Să-ți placă să-ți fie ale tale, că dacă să le lua altul, nu-ți mai place, fie ce-o fi. Trebuie să-ți placă, să ai în sânge, să știi. Nu știu, e greu. Vorba e greu, se lasă greu. Asta e, ce să faci. Cum îți zice la mine tale? Culae Bolov. Nicolae Bolov? Da. Ciobănesc de multă vreme. Ome, de la 8 ani.
30 ceva, 40 de ani de ciobănie. 42 de ani. Dar de ce de la 8 ani? Așa au fost vremurile. Așa a fost timpurile, au fost. Au fost greutăți. Năcăjiți. N-am putut să ne ducem, am avut numai mamă, n-a putut să ne țină la școală. Și am plecat cioban. V-ați ales o meserie grea. Asta e, fiecare și alege în viață ce... Ce-i place? Vă place? Îmi place, că dacă nu mi-ar fi plăcut, nu aș fi practicat-o. Moartea mă desparte de ea. Am și băiatul, tot așa face. Băiatul a făcut 12 clasă, dar tot cu oile este, nu e cu altceva. A fost prin străinătate, prin alea, tot oile sunt. Fiecare cu pasiunea lui. Da. Ăștia e un fel de animal, de când te îndrăgostești de ea, nu cu greu te mai desparți. Nu este ca să fie... Și pe unde ați ciobănit noastră? Mult am ciobănit la câmp. La câmp, nu la munte. Nu. Ăsta e al doilea an de când ciobănesc la munte. Ciobănia de munte cu a de câmpie diferă. Mai greu aici, ca jos, acolo. Acolo păzești câte 100, 2 de oi, 300. Nu e ca aici, 2000. 1500, 2000. Pleca la drum, la ăștia. Și v-ați acomodat? Vă place aici? Da. Îmi place. Liniște. Nu mă deranjează nimic, nu... Aer curat, apă de munte, mâncare sănătoasă. Apă de izvor, nici nu poți să o bei, numai rece. La șez, ce v-a plăcut? Ce v-a plăcut, așa, comparativ cu muntele? Atâta că ați fost poate mai aproape de casă sau... Mai nimic, pentru că am fost aproape de casă, da. Dar așa foarte rău, cu pădurile, pășunatul greu, n-aveam unde să le pășunăm, nu ne dădea voie prin păduri, prin izlaze comunale nu mai sunt. Foarte rău, le țineam pe... Căldură mare? Căldură nu mai vorbesc, aici și-a... Mărăcoare. Eu de când m-am urcat aici, eu n-am dat izmana jos după mine. Uitați-mă. E frig? Mărăcoare. Aici oile nu stau să stea culcate la umbră, la ăștia, nu. Mănâncă, când se satură, se culcă și pe urmă pleacă iar la păscut. Nu este... Cine nu-i place, zice că e rău. Mie unul, dacă îmi place, mi-e bine. Priviți câte pietre sunt. Este un teren destul de accidentat. Am siretezat așa... Așa sunt. Multe pietre. Pieți.
Madalin, de ce ai pus lemnul ăla la gât la măgar? Iar măsar și la apucă joacă după măgărețe, după pinoi, din aia, sare și așa merge și el mai ușor, mai altfel. E mai liniștit. E mai liniștit, uite, îi dăm picioare și stă și el mai potolit. Așa nu mai joacă, e și tânăr, are sângele în putere acum. De aia l-am pus așa. Stă și el mai potolit, nu-i mai bate pe ailalți, nu-i mai face nimic. Da, că am văzut că dacă nu-i potolești, apoi își fac de cap. Dar mă, sare ăștia sunt foarte răi, foarte periculoși. Îți mai e dracu decât cum îți cai ești. Răi, grozav. Așa merg și ei mai ușor. Mai cuminți. Ăsta nu-i castrat? Nu-i castrat, nu. E armăsar, da. Are numai 2 ani, normal, la 3 ani se castrează. Acum ai sângele în putere în el. De la anul pune șaua pe el și altfel. De la 3 ani? De la 3 ani. De la 3 ani pune șaua pe el, da. Până la 3 ani lăsăm să crească și apoi... Dacă îl castrăm, nu-l lăsăm, că nu avem nevoie de draci. Ăștia ne umplu de o treabă. Am ajuns în locul unde pui sarea. Da, da, le punem sarea acum până nu vin ele, să ne vadă. Nu le mai putem pune mai. Deci ele știu că aici mănâncă sare. Da, și simt. Ele oriunde le-ai pune, ele simt sarea înainte să vină. Important e să nu te vadă când o pui. Ca să le poți pune liniștit, că așa nu... Nu le poți pune. Câte locuri ai unde le pui sarea? Aici și la... Pătrană? Vreo 4 locuri. Aia, 4 locuri? Da. Dar cel mai mult în partea aia la mine, mă. Acum, acum mi se dă și mie. După zile, după... Cât de dornice ele de sare. Să moaie după sare. Da, da, și stau mai bine, mănâncă mai bine. Calmărinie. Aranjăm la loc acum peste. Calmărinie. Ai spus că aici puneau și bătrânii și au pus și ei lespezi din astea? Da, 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 spuse de... Are cum lăsate de aceea și spuse și de oameni pe aceea, mai mulți. Ai bătrân care cum au fost de mult, de cine știe, 50-100 de ani. Vezi tu, și atunci nu au fost atâtea posibilități, dar au fost mai multe animale. Erau mai și-au multe, ținut da. Mai multe bătrânii. Animale, mai mulți oameni, stăteau altfel. Atunci erau mai multe ciopoare, dar mai mici. Atunci nu se existau ciopoare atât de mari. De 1000, 2000 de oi. Nu, 700-800 ceva. Cam așa. După cum am auzit și eu. Acum eu sunt mic, nu știu, n-am prins. Nu ești chiar mic. Și știi foarte multe la vârsta ta. Dacă de la 11 ani tu ai fost tot plecat cu la oi. Păi că asta e a 13-a vară aici. În munte ăștia. Caluli, mai te pune la măgar, le lasă de deschis. Caluli. Mănâncă și măgarii. Mănâncă și ei, bine. Yeah.
Mădălin, aici unde suntem acum? La Scărița. La Scărița, unde noptăm în seara asta. Da, da, da. Aici ai spus că ai fost cu miei. Anul trecut, da, am fost cu miei aici, 700 de miei, toată vara. Cum a fost cu miei? E greu de cotat cu miei? Și bun, e grozav muntele ăsta pentru miei, pe cleanțurile ăștia de aici, pe sus, e iarba bună. A, de sus, dincolo, cum vedem noi. De aici, peste tot, pe toate stâncile ăștia, cleanțuri, așa le zice, urcau miei, iarba dulce, iar cea mai bună iarbă, prin stâncile ăștia, pe cleanțuri. E foarte bun, de miei e bun, e grozav. Să nu fie nici mulți. Să nu fie nici mulți. Da, da. Dar te-ai putut descurca cu ei, cum a fost? Cam greu, așa-i? Greu, da, greu. A fost bine că aici ai avut și apă la discreție tot timpul. Aici peste apă. Tot e apă, este lemne mai greu, dar apă ne dă Dumnezeu destul. Nu ți s-o pierd un din miei, n-ai avut probleme cu ei. Da, oricum, 700 de miei. Da, se mai împărțeau, dar îi găseam până seara, se împărțeau. A, se împărțeau. Da, că mie e scăpiaț, nu se trag. Nu. Da, îi vedeam așa, îi urmăream. Îți lua lupul, ai spus? Da, mi-a tot luat lupul de aici și ziua și noaptea, câine am prea avut. În fine, nu mi-a luat, dar vreo 3-4 mi-a luat. M-a fost pagubă mare, dar tot este. Peste tot. Păi din mers cred că l-au mâncat lupul. Îl ia mănâncă din mers. Din mers. Îl mănâncă și cu neaculaie. De cu primăvara ne-a luat acolo un miel sus. Prima dată o oaie sus, pe urmă pe la 5 ne-a luat un miel pe izvorul ăla și noaptea a venit în târlă, ne-a spart altă oaie. Trei într-o zi. Deci o venit de la deal, de acolo, de sus? Da, stăteam, ne uitam la oaie așa cum mă uit acum și în mijlocul lor de unde au apărut. Noroc a fost lupul mai mic și a luat oaia de gât, oaia mai mare, se ținea oaia la el, nu-l putea trage în vale. Și a simțit câine, a început câine să lată, s-a dus după el, a trecut dunga, pe urmă ori tot el a venit pe aici, pe de la vale, ori altul. Și pe izvor acolo a luat un miel, l-a dat drumul la mață, l-a lăsat, l-a omorât, l-a dat drumul la mață, l-am luat, l-am tăiat. Și noaptea întâi la aici a venit și a mai luat altă oaie, o spart, iar i-a dat drumul la mață. Am tăiat ăștia. Nu le-o luat niciuna, nu mânca, dar le-o omorât, a fost de ajuns, le-o omorât. Ai spus că l-ai tăiat, apoi l-ați mai consumat sau ați dat la câini? Nu, am consumat ce am putut. Uh-huh. Rest am dat la câini. Am oprit și noi un ceau, un ce să mănânci, doi oameni. Băgat-o la izvor, în izvor, în apă rece, stă rece. O săptămână, mai mult. Și ursul nu te-a deranjat la miei? Nu, nu, n-am avut treabă de urs aici anul trecut. La noapte vedem acum. La noapte zici tu? Da, tura trecută când am fost a venit ursul, a intrat până în marginea uilor. Acum vedem la noapte ce uilor. Băgăm pe neaculaie la margine. Așa mai, ești mai mic, te-ai nici nu țâmpe aici la mare. Vedem acum. Și apoi îi lăsați liber pe măgari, sau îi legați pe ăștia? Da, nu, stau noi, nu plec. Liber ăștia, toți, nu legăm niciun. Dimă-i față. Dimărinei. Ou. Uite. Dă-mi jos. Dă-mi și ei lui